fraților. Am uitat să formatez cardul acasă. Am filmat eu și am filmat. Memorie plină. Zic să-mi bag pula, că n-am avut răbdare să stau să le șterg individual sau așa, și am dat format de tot. Reluăm de la capăt. E ora 1 și 10 minute deja. Hai să vedem următoarea adresă. Asta e a doua cursă la mine. Macro. Nu-mi plac macro astea. Poți te știu pe hârtii pentru un singur de ăsta. Aici era deschis pe la 11:30, la unde am livrat acum. Și eu la 11:30 am plecat în curs, adică așa a fost desemnat să plec la 11:30. Și știa să nebun, mă, frate. Să văd nouă pe la... Macro, pe la... Mechelen Eche Gent, nu am. Normal. De urne. De urne. Numele străzii. Grij. Opa, nu e bine aici. Nudist. De urne. Sunt mai multe, văd că am verpen de urne, cred că. Grijgșpan, asta. Numărul clădirii 1. Tai de pula mea. Și asta e o locație de tăcăcatul, cred. Bă, frate, până ajungem acolo e doar 1,5 km. Vreau să-i răspund la muistul care mi-a lăsat el mesaj mie pe YouTube. A lăsat comentariu. Frustratul pizdi și comunistul puli care ești și habar n-ai de capul tău pe planeta asta. La mine pe canalul de YouTube e setat peste vârsta de 18 ani, unul la mână, doi la mână. La începutul fiecărui video am specificat că e cu limbaj licențios. Așa că să te duci dracu. Și fiecare facem ce vrem, trăim într-o lume liberă. Papagalul pulii mele, care ești tu? Bă, așa nu-mi plac macro astea de nicio culoare. A, cred că e ăla la care l-am văzut eu acum. L-am trecut pe lângă el. Adică voi nu știți că n-am filmare. Trecut pe lângă un macro de ăsta. Da, mă. Programare să plec în cursă la 11:30. Uitați unde dracu. Se vede mare aici pe acte 11:30, da? Și am 50 de kilometri până aici și la 11:30 eu și închid. Norocul meu a venit un moșlică pe acolo, zice că e închis, zice, dar cât faliți ai? Zic, numai unul. Zice, hai că îl iau eu, zice, da. Da. Data viitoare să știi, să vii până la 11:30. Bă, pe am zis la moșule, zic, pe la 11:30 am început munca, ce pula mea. Pa, dincolo de intersecție, e ăla cu albastru. Bă, s-ar putea să am noroc să fie intrarea asta care cred eu, sau nu. Vedem. Eu parcă am văzut ceva cu delivery point, pula mea, mai în față, da, intru în curte aici și văd eu. Pe urmă îmi bat capul, nu o să stau pe strada principală aici să încurc traficul. Iar mi-a zburat cafeaua astăzi, nu s-o mai dus pe actul, s-o să-mi pulă pe jos pe acolo.
gravă problema cu cafeaua. Bă, aici e cam gol ca să fie aici, să intru aici. Nu fie chiar nicio mașină. Uite acolo, Laden, Willkommen, pula mea. Dar stai că mă bag pe aici totuși. Mă bag pe aici. Și vedem. Bă, un birou, ceva. Bă, eu nu văd niciun birou, nimica. Se vede ceva, mă? Să fie ăla acolo. Ne încadrăm. Am crezut că în partea era altă. A, uite, pe tanti, gata. Hai. Bă, ce nu-mi place liftul, pulii ăla. Urcă liftul, coboară liftul. Bă, nu știu cum pula mea ori făcut ăștia, dar eu astăzi majoritatea care le am până în 3, până în ora 3, ora 1 jumate. Am două descărcări până la Media Mark, la Yankee, la, nu mai știu exact la cât, la 3. Nu știu dacă ajung. Ce e acolo? Bar de negri? Motoare la 2 km. S-a aproape una de alta. Futai din ăla distribuție de aia, de zici că scoletar în pula mea. Numai mie îmi dă căcaturile astea, fute mașini, cursele lor de căcat. Lărește numai pe mine. Haide, coai, hai. Mână-ți cală odată. Ce meu, când vă remorca 150 mai alt zbățul 149, 150 și mai e 199 de parcă. N-ai ce pula mea să faci, degeaba te tot ceri cu ei. Sunt retardați, ei cunosc, ei știu tot. Ei sunt cei mai buni. Ei sunt cei mai buni și îmi face cursa cu plecare la 11.30 și la 11.30 închide la destinație. Adică n-ai cum. Și culmea că și scrie pe acte. Culmea că și scrie pe acte. Înțelegi? Neică ăsta. Are mă loc să treacă.
Are. Hai, mă duc să-i dau paletul, că mă grăbesc. Hai, că i-am rezolvat și pe ăștia. Unde mă duc? Arop. Bă, eu știu unde e aropul ăsta, dar nu știu cum ajung de aici. Am la ăștia. Uite, arop. Păi, 15 km. Adică, fai, e faza că mă grăbesc o țără, că am Saturnul și cu Media Marktul alea acolo unul lângă altul. Unul lângă altul sau am două la aceea, așa trebuie să stai. Saturn. A, nu, e doar Saturn, e Media Markt. Urmă, deci am fac aropo acum. Am Saturnul și Conticul. Ah, poate am noroc și stau la Contic vreo 5 ore, tare mi-ar place. Hai, mă, și tu odată cu Volkswagen-ul tău, că vine și ăla din spate. Da, da, sunt bapul la voi. Hai. Stau aici până mâine. Sorry, dar trebuie să-i dau. Trebuie să-i dau că nu avem timp de pierdut. Bine că nu știu ce mă dau eu cu curul de pământ atâta. Aia e, ajung bine, n-ajung iarăși bine. Că am stat să-mi schimb becurile. Trebuia. Obligatoriu. Apropo, și-am filmat și cum am schimbat becurile și așa, și s-a dus în pulă și alea. Asta e. Hai, școlița ta. Cum ești afară să descarci un palet, cum te încinci, să-mi bag pula. Asta că te este și aici bandă. Palet am la aerop în pula mea și acolo e fain, te descarcă ăia, n-ai treabă. Dar n-am noroc. Acolo unde descarc eu am cei mai mulți paleți. Du-te bă, porumbelule, că era să-ți fut una. I-am dat într-o zi, adică i-am dat, a intrat el în mine. El m-a acroșat de pe autostradă, așa. Bă, s-a terminat țigările. Bă, s-au scumpit și țigările astea, te omoară, să-mi bag pula în ele. 11 euro un pachet. De câte dracu are? 28. 28 de țigări, 11 euro. Și la cât fumez eu? Un pachet de ăsta la zi. Un pachet la zi. Scăzut dieselul, binișor, 1.81. Măcar atât. Dar faza e că eu nu prea economisez mult la capitolul ăsta, că nu fac foarte mulți kilometri.
în perioada normală, mă refer. Stai, mă, așa. Mă bag ca oamenii. Mai jur lumea și merg și eu ca pula bleagă pe două benzi. Mamă, și aglomerat, să vezi cât fac eu până acolo. Să vezi cât fac eu până acolo. No, nu vă mai țin că pe aici așa o să merem o bucată bună. Să ajung acolo. Aici aș fi închisă banda, ce pula mea. Nu cred. Ieșirea, adică banda e închisă până aici. Dă-te, mă, mai așa. Tu-ți BMW-ul în gură să-ți fot. Dă mort. Uite aici ai aropul. E companie, e micuță, nu-i mare. Am trecut pe acolo prin spate odată de-am livrat. Așa. Că era rampa numărul 5 liberă. Bine că e remorca asta mică, că o învârt aici cum vrea pula mea. Bă, ideea e că o să las așa aici, stai numai să mai îndrept o țără, mă duc la birou. Cu actele. No, bun. Dacă nici nu mai opresc. Da, mă, bă, și mei, cu această ocazie să vă povestesc o fază. Mai la început, când am venit eu aici, la firma asta, mă refer, să descarc, dar mi-am dat seama, eram chiar la început și ca meserie, ca... Mi-am dat seama că rampa asta e o mare muie, știi? E mai jos decât vagonul. Și m-am proptit cu triplele. Cu triplele direct în rampă. Nu s-o spart, ori pârit, ori crit el un pic. Dar asta e. Asta mai trebuie lăsat. Aia e vrăjala. Thank you.
Bun, sperăm că intră. Sperăm că intră și apare. Bă, ce mă disperă la rampele astea care n-ai loc, frate, să te sui în camion. Las încet în caz de ceva. Fiți odată. Pentru un singur palet ai de lucru mai mult decât pentru o remorcă întreagă. Remorca asta e foarte înaltă, nu maxim lăsată jos, era totuși era cu jumătate de metru mai înaltă decât rampa. Ca să o lași jos, trebuie să mai ridici din lift, că dă liftul după aia în pământ. Asta ce faci aici? S-a pus pe avarie, mă, frate. Uite, și ăla se oprește și belește ochii. N-ai, mă, frate, cum. Ce morți și răniți, măti, stai aici pe avare? Bă, pe unii nu-i mai înțelegi, mă. I s-a rupt remorca, ce morți, mă, zi. Tu te-ai pus la taclale cu el? Luate așa în pulă de prostul pulic. Cum stă el, frate, așa în curbă acolo. Strada încolo e goală. V-am mai zis, boys, despre, la final despre asta e vorba în videourile astea. Să surprindem așa faze de genul ăsta cu tot felul de idioți, ca să ne dăm seama pe ce planetă trăim. Bă, greșeli, toată lumea face, frate. Dar e diferență între a fi retard și a face o greșeală. Deci asta înseamnă că ești retard în pula mea. Te pui și stai așa în intersecție, pui avaria, ai blocat-o, te odare la... și tremeleagă pe tine. Ai o problemă, nu știi unde să mergi. Te parchezi, te duci pe trotuar, pe morții tăi în gât. Să-ți fut oriunde, dar numai nu să încurci circulația, o blochezi. Ah.
Uite, e și bine să faci pauză aici, așa, pe dreapta. Ai de pula mea. Deși nici nu știu, nu am uitat dacă e voie cu camionul, dar probabil că da. Ce facem aici? Dacă mă duc și mă bag acolo, ei, blochez pe ăștia, nu mai poate să treacă de mine. Am pe ăștia și după aia la Conti, dar cel mai probabil mă trimite să și încarc. Și cred că și știu unde, la Hoi Garden. E la mama dracu. Bă, dar ține semaforul ăsta, aici nu se joacă. Să-mi prind și o verde. Morții mătii să spun. Bă, o grămadă de oameni, bă, fraților, și dacă sunteți șoferi și vă uitați la videourile astea, pune, bă, semnalizarea din timp, coaie, nu da în frână și pui semnalizarea. Ce mi-a tras o navigație, dar și eu prost, dar am fost la ăștia și n-aveam nicio treabă, e în spate livrarea. Dar m-am gândit că cine știe, o fi un... o străduță care te duce în spate, pula mea știe. M-am gândit și eu. Mai bine nu mă gândeam. Uite, în față au verde și aia vor să bage spatele meu, vezi? Acum i-au făcut pe toți ăia din spate. Uite. Oamenii care vor să meargă în față. Ce le-o trasă fraierul? Și acum i-am făcut eu, cam... mă uitam la aia și cred că se făcuse cine știe că se făcuse verde. Bă, ceva mi-e îndă cu virgulă, mă. O fi, n-o fi pe aici. Aici, pe strada asta. Sigur.
m-am băgat capul acolo. M-am suit pe borduri, pe toate căcaturile. Media Markt. A, uite străduță, dar aici e de livrat, vezi? Ce chestie. M-a dus să văd dacă mai fi deschis. Bă, băieți, și ca să vezi și să nu crezi, a stat aici de mă veni rău. Bă, și-au fost același tip de marfă, niște biscuiți, 13 paleți. 2 minute au luat să verifice. Dar în rest am stat, am așteptat după ei. Iora, am ajuns la... Stați că vă și zic exact. Exact. Deci la ora 3.50 am ajuns și ora 18.38. Mai înainte am ieșit la și 35 am ieșit pe poartă. Uite, la 18.36. N-ai ce le face. Se mișcă în dorul pulii. Trebuie să iau și pauză. 18.40, o oră pauza, 19.40, încă o oră de condus, 20.40. Hai să punem un 8.30. Circul la 7, 13.30. Bă, așa cursa nu a fost grea, și făcut-o mai repede, dar... Numai aici am pierdut 3 ore. Și a fost din aia așa migăloasă, adică câte un palet, mai multe companii, câte un palet 2, câte un palet 2. La mână, manual. Pe aici, prin zona Amberpenului. Disperă semaforul ăsta. Tot timpul se întâmplă așa, ține foarte puțin. Se face roșu, trebuie să opresc și se face verde înapoi. Băi, să pun și sucul ăsta la rece. Nu mai am citrice, bă, deloc. Mâine îmi cumpăr de la firmă și să trec de weekendul ăsta. În weekendul ăsta să mă duc la un magazin de ăsta de băuturi. Deci că sunt mai ieftine, zic ăștia. Să beau câteva baxuri. Și pentru acasă și pentru la muncă. Că de prin pecori te rupe la buzunar. Dai tot 2, 3, 4 euro pe un suc. Uite că scurie marca asta, mai scurte asta. Asta și cu axe virante asta se încadrează altfel. Cât are lucru? 1.85. Văzut și mai ieftin cu 1.81. La Shell, parcă. Sau la Q8, o ce. Thank you.
să mă opresc eu oare aici sau să nu duc la rast? Până la rast înseamnă să trec de Amberpen, ceea ce e posibil să fie aglomerat, din ce văd eu și aici pe 19, vezi ceva mașini? Mai bine mă opresc aici la Waterloo. Nu știi niciodată cum iar accident sau ceva. Că nu mai am. E asta și următoarea ar fi la Ranst. Bă, ce mi-ar place dacă ar fi parcările așa, așa cu umbră. Bă, da, e cam plin. Ideea e să am loc. O, să-mi bag pula. Să vezi că n-am loc aici. Să vedeți voi că nu am loc. Uite aici m-aș pune să fac pauza, sub ăsta. Ai, doamne. Da, să-mi bag pula, că te-am stat la... Mamă, mai trebuie să bag și motorină. Fă-ți gura, mădi. Cât am stat la... N-am vă loc aici, uite, plin. Mă pun și eu așa. Aici. Dar îmi bate soarele direct în... ochelari. Azi că nu fac decât 45 de minute, dau masa. Motorul pornit. No, bun, boșii mei, am mai trecut o zi, asta a fost și pe azi. Ciao, lesi.